Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Suntem împreună în misiunea verde la Europa FM și încercăm să ne luăm energia bună și inspirația cu ajutorul oamenilor care încearcă să schimbe cu pași mici, dar hotărâți lumea în care trăim. Iar recent am aflat de o inițiativă lăudabilă pe care o susținem aici la Europa FM, ING Bank România și Fundația Conservation Carpathia își propun să strângă 100.000 de euro pentru protejarea naturii sălbatice din munții Făgărași. Cum exact își propun să facă acest lucru, descoperim împreună în misiunea verde la Europa FM. Alex Andra Maier, manager sustenabilitate ING Bank România, ne lămurește. Bun venit la Europa FM! Mulțumesc, bună ziua! De ce această colaborare între voi și Fundația Conservation Carpetia? Din multe motive, dar, așa cum spuneai, e vorba de nevoia asta să fim vecini buni. Poate din perspectiva noastră nu se vede atât de puternică această presiune, dacă vrei, dar pentru oamenii care trăiesc acolo, situația urșilor și a animalelor sălbatice în general e complicată. Dar și pentru ei e complicată, pentru animale. Și atunci am ales Conservation Carpatia și parteneriatul acesta pentru că au un model extrem de bun de implicare și de conviețuire, aș zice de la monitorizarea faunei sălbatice, să vedem exact câte exemplare sunt, ce tip, ce se întâmplă cu ele, ce specii trebuie reintroduse în zonă, la protecție propriu-zisă pentru comunitatea locală. Vorbim despre uh, garduri electrificate în gospodăriile unde sunt atacuri, spre exemplu, garduri care nu fac rău, ci pur și simplu țin la distanță animalele, în cazul unor daune majore. Um, familiile sunt despăgubite, practic există o fermă și sunt înlocuite animalele respective și multe alte lucruri pe care le fac din nou patrulele de rangeri, sunt pădurari care intervin în momentul unui atac și nu numai. Alexandra, e un proiect foarte frumos. E al doilea proiect de acest fel de care aud în anul 2021. Un altul este în Munțicozia și acolo se întâmplă un proiect similar. Spunem, voi v-ați propus să strângeți 100.000 de euro. Pentru o bancă poate că pare puțin, dar pentru un ONG, cum este Fundația Carpatia, e o sumă importantă. Cum, cum îi veți folosi concret și dacă eu știu, aveți nevoie de mai mult sau este un buget doar pentru un singur an? Fundația Conservation Service în Carpatia e enormă. Efortul lor e enorm. În echipă sunt 100 de oameni în acest moment. Este o fundație care are de asemenea sprijinul Comisiei Europene în, în proiectul LIFE, are o grămadă de programe și fiecare bucată eu, de fapt, formează puzzle-ul acesta. 100.000 de euro înseamnă gestionarea timp de un an a unui fond din, din, area Carpatia, din sud-estul munților Făgăraș. Și sunt bani care asigură patrulele de, de pădurar de ranger care intervin. Această electrificare cu garduri electrice a zonelor și a gospodăriilor, monitorizarea speciilor de la urșărâși și, și, alte, alte specii care sunt acolo. Practic, ține Motorul în mișcare. Și cum Asta veți strânge 100.000 de, de euro? Cum pot ascultătorii noștri, de exemplu, să contribuie la un astfel de proiect? Vorbeai de contribuția băncii. Există și o contribuție a băncii, bineînțeles, uh, alături de multe alte donații care sunt făcute, dar genul acesta de campanie e un mod prin care fiecare dintre noi se poate implica. Ne bazăm foarte mult pe sprijinul clienților care în aplicația de Home Bank în secțiunea plăți au întotdeauna un buton numit Donează. În acest moment au un mod foarte ușor să doneze pentru această campanie. Ne bazăm pe comunitatea din social media care poate să folosească filtre de Instagram, uh, moduri în Facebook și contribuția lor se traduce printr-o donație din partea ANG. Așadar, sunt lucruri mici, dar care contribuie la acest fond mare, o cauză de mediu nu e nu e ceva ușor, și voi știți cel mai bine. Așa că e nevoie de bucățică cu bucățică, oricât ar fi de mic. Eu aș mai avea o întrebare, așa de sesaristă, ca să fiu sinceră. Spuneam, de ce se implică o companie un de banking într-un astfel de proiect de biodiversitate? Uh, pare că voi aveți altă treabă pe lumea asta decât să protejați animalele și, și biodiversitatea. Avem, avem și, și altă aveți. treabă, așa e. Da. Uh, tot ce se ristic vorbind este vorba de impact. Cel mai mare impact pe care poate să-l aibă o bancă este prin prisma clienților companii. Cum alegi și cum te implici, așa încât acești clienți să poată să meargă spre o economie prosperă, dar mediu sănătos. Cumva cum trăim bine și peste 20-30 de ani. Așadar, cel mai mult vei vedea din bancă zona de finanțări sustenabile, colaborări cu companii mari. Vei vedea și zona de amprentă de carbon. Uh -huh care e impactul pe care îl avem noi prin operațiunile noastre, cum transformăm clădirile în care operăm și așa mai departe. Ei, pentru noi e important, cum spuneam mai devreme, de puzzle să ai fiecare bucată, un mod prin care poți să implici clienții persoane fizice, așa cum sunt eu, spre exemplu, e inclusiv printr-o astfel de campanie. Și există și o facilitate pentru clienții care se implică sau doar <laughs> uh, Nu, no, ne arată... să plătească ceva pentru pe, pe proiectul ăsta? Cum spuneam, partea din social media vine cu o contribuție din partea băncii, poți să și donezi direct, poți să donezi direct în conturi, dacă nu ai cont la, la ING, spre exemplu, în conturile mm -hmm. fundației. E un mod, e o platformă de implicare, dacă vrei. Din discuțiile pe care le avem constant când stabilim strategia de, de sustenabilitate cu clienții, apare recurent nevoia asta de nu știu unde să mă implic, nu știu mm -hmm. cum să fac. Mm -hmm. Și e modul în care aducem mai aproape o cauză. Asta cauza. este foarte bună, dacă oamenii chiar vor să se implice. Da. A, a, e, e un an în care am văzut mai mult ca oricând nevoia asta. Doamne, aștept și felicitări vouă pentru inițiativă. Sperăm să auzim de proiectul ăsta pe termen lung. Eu nu am doar încredere. pentru un an, că e, e, mare nevoie de implicarea companiilor mari în zona asta de păstrare, a conservare, a, ceea ce are România în momentul ăsta. Și așa că vă ținem pumnii. Mulțumim încă o dată și da, spuneam că am foarte mare încredere. Eu am fost foarte impresionată când am fost pe teren cu, cu fundația și e genul ăla de echipă care rămâne acolo orice ar fi. Se vede asta în ultimii 11 ani și în cât de mult au reușit să protejeze zona respectivă și să găsească echilibru asta între protecție pentru animale, dar și pentru comunitate Corect. și pentru, da, pentru natura în pace general. În lume, nu? Și <laughs> în Hai zice, da. <laughs> Alexandra Maier, pentru implicarea voastră și uh, susținerea acestei cauze, care are menirea de a proteja fauna și biodiversitatea din Munții Făgărași, echipa Europa FM vă oferă medalia verde și vă încurajează să faceți cât mai multe asemenea acțiuni care să ne ajute pe toți. Mulțumim, mulțumim pentru asta și pentru misiunea verde în general. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!